Crucea Roșie Română a organizat astăzi cel mai mare curs de prim ajutor gratuit la nivel național pentru a marca Ziua Mondială a Primului Ajutor. Gest simplu, primul ajutor poate face diferența între moarte și viață. De aceea, peste 1000 de persoane au participat în toată țara la cursuri de formare. Vedem dacă respiră. Cum vedem dacă respiră? Există așa numitul PAS pe care îl vedeți acolo scris pe flipchart. Ce înseamnă PAS? Privește, ascultă, simte. Asta înseamnă că mă voi apleca, voi asculta cu urechea deasupra gurii, privesc dacă îi se ridică toracele. Nu respiră, nu are puls, începem metodele de resuscitare. Înfășurăm în jurul degetelor și scoatem corpii străini din gură, dacă există. Da? Scoate. Mișcări circulare. Mâna deasupra, degetele în sus, să nu avem chestii care să ne incomodeze. Perpendicular pe victimă și cu greutatea corpului nostru facem 30 de compresii. Și 1, 2, 3, 4, 5. Ce înseamnă pentru tine Ziua Mondială a Primului Ajutor? Ziua în care am aflat cât de important este să ne ajutăm reciproc. Mi se pare util să știm să ajutăm, să oferim primul ajutor. De obicei stăm și ne uităm și avem senzația că numai cei foarte bine antrenați, high level experți pot să facă ceva să salveze viața unei persoane, dar e la îndemâna tuturor. Ești cea mai mică cursantă de aici. Spune-mi dacă ți-a plăcut ce ai învățat astăzi aici și dacă crezi că sunt utile astfel de cursuri de prim ajutor. Sunt foarte bune. Poți acorda primul ajutor oricum sau trebuie să știi cum să faci lucrul acesta? Trebuie să știm ce să facem. Ziua Mondială a Primului Ajutor, ce înseamnă pentru tine această zi? Este o zi importantă, pentru că primul ajutor, în general, ajută la salvarea oamenilor și de foarte multe ori primul ajutor este vital. Sunt voluntară la Crucea Roșie de 5 ani. M-a dezvoltat atât din punct de vedere personal cât și profesional, deoarece am devenit mai sociabil, am învățat să vorbesc cu oamenii, să reușesc să îi ajut, să îi înțeleg. Și jurnaliștii au fost provocați astăzi să facă din primul ajutor o știre, dar și să învețe alături de ceilalți cum să ofere primul ajutor. Crucea Roșie Română și-a propus să instruiască 1000 de persoane în același timp la nivel național prin filialele de Cruce Roșie existente în cele 41 de reședințe de județ și în 6 locații sectoarele din București. În fiecare filială s-au înscris minim 20 de persoane. Asta înseamnă că la sfârșitul zilei 1000 sau chiar mai multe persoane vor ști să acorde primul ajutor. Fiecare curs are o durată de 6 ore și la sfârșitul acestui instructaj fiecare persoană va ști să facă o resuscitare, să acorde primul ajutor în caz de nevoie sau să nu facă mai mult rău decât intenția bună a lor de a salva o viață. Aici în București un curs de prim ajutor pentru jurnaliști. Credem că jurnaliștii sunt de foarte multe ori primii care ajung la accidente sau situații în care este nevoie de primul ajutor și am vrut să-i provocăm să învețe să acorde primul ajutor, poate să lase camera deoparte și să acorde primul ajutor sau să instruiască pe altcineva din jurul lor să le spună ce trebuie să facă într-o situație limită. Tema din acest an este acordarea primului ajutor în caz de accidente domestice, vizând toate evenimentele neașteptate care pot apărea acasă și pot provoca răni sau deces. Este dificil să organizați cursuri de prim ajutor și să învățați pe alții cum să acorde corect primul ajutor? Este destul de dificil, dar cu experiență devine tot mai ușor. Desigur că la început mai facem și noi greșeli, învățăm din ele, le corectăm la cursurile următoare. Crucea Roșie a trecut această zi în calendarul său de evenimente în anul 2000, fiind celebrată anual, în a doua sâmbătă a lunii septembrie.